Bună seara, mă bucur foarte mult să fiu în această finală. Mă bucur și mai mult să fiu aici, unde e mult spațiu, pentru că stau în garsonieră. În garsonieră iubitei mele, cumpărate de Tasu, dar știu, am reușit în viață, mersi frumos. Cel mai nașpa lucru la asta în garsonieră cu persoana iubită e că în momentul în care te cerți, n-ai unde să pleci. Cât să te c***, că atât avem. Avem baie și dormitor. Eu am frigiderul în dormitor, după cum se vede. Și pe lângă asta mai avem o problemă și prin avem, zic ea, cumpăr orice mizerie vede pe internet. Așa. Vă jur, la mine săptămâna trecută s-a pus punct la ultima comandă, pentru că a venit la noi la ușă Doru. Doru e curierul nostru, că am învățat cum îl cheamă. L-am băgat și la întreținerea, cu suntem ok. Pe 16 își botează fata, am zis că ne ducem. Chiar suntem bine, băiat bun. Și Doru avea cu el, vă jur, nu exagerez cu absolut nimic, 18 kg de cafea boabe. Eu am crezut că sunt la camera ascunsă, vă jur. Așteptam să apară de după ușă doamna aia cu donde zuca tu cafe, donde muncio, donde tu cafe. Doamna n-a venit, cafeaua a venit, le-am băgat în casă că erau plătite din banii noștri. Și am așteptat să vină minunea acasă și când a venit zic că, iubire, de ce ai comandat 18 kg de cafea boabe? Și ea s-a uitat la mine foarte arogant și cu un ton și mai arogant mi-a zis, pentru că erau la ofertă. Corect. Pățin cu toți. Drept. Zic, da, ce prost sunt, de ce mai întrebat. Dar zic, ce ofertă era? Dacă luai 16, îți mai dădea 2. Zic, mamă, e rupt în gură, e spart, bravo ție, numărul 1, e băgat în faliment, e omorât. Dar zic, ce faci cu ele, că noi mare atenție. Noi nu că n-avem espresor, noi n-avem ibric. Și ea s-a uitat la mine foarte fericită și mi-a zis, păi, am văzut eu o reclamă în care zicea că dacă faci baie în boabe de cafea, ajută foarte mult la ten și la piele. Vrăjeală. Vrăjeală, sigur. Și am fost, da, bravo. Chiar aveam nevoie, că avem amândoi sânii lăsați. Oh! Mamă. Dar zic că noi avem cabină de duș, nu cadă. Unde dracu te speli? Și ea s-a uitat la mine și mi-a zis, așa și? Apa în sticlă, cum stă așa? Și am fost, da, nătâfazan, am lăsat-o în pace. Seara ne-am pus în pas să ne uităm la televizor, ne-am pus un castron mare de boabe de cafea. Mă uitam pe internet să văd cum se face iahnie de boabe de cafea, mă luase stomacul. Și ne-am uitat, pentru că nu-l văzusem, ne-am uitat la scandalul dintre Ana Maria Prodan și Reghe, cam că suntem oameni de cultură. Și ne-am uitat prima dată la Reghe, cam care a fost în podcast la Măruță, și după 90 de minute de podcast, Măruță l-a întrebat pe ăsta, cât a dat el cel mai mult pe mașină? Că ce să te întrebe, Măruță? Și Reghe, cam mare atenție, a spus în felul următor. Cel mai mult am dat pe o mașină... undeva la 500.000 de euro. Slăbuț. Și am fost, bă, n-ai voie să zici la 500.000 de euro, 500.000 de euro. Așa zic eu la magazin când nu-i ce caserița, 50 de bani rest, nu mersi. Mai am acasă. Și după aia ne-am uitat și la Prodanca, care a zis despre Reghecamp că acum acesta este un sărac, că nu mai are niciun ban, că el acum trăiește doar cu 15.000 de euro pe lună. Bă! Să mi se rupă sufletul pe cuvântul meu. N-am avut cardul, că îi dădeam 10 lei de pâine pe cuvânt. Am sunat pe mama, auzi, fă cum trăiesc cu unii. Înțelegem cu toții, nu? La mine așa e în fiecare lună. Fără 14.800. În rest fiind la fel. Și după aceea Dobrodan că mai zis că acum, ca să mai cucerească al bărbat, ăla trebuie să-i cumpere un hotel. Și nu oriunde, că nu mie hotel la Zimnicea. Nu. Hotel în Dubai. Și eu v-am zis că eram cu colega asta mea de cameră. Când a auzit asta, a întors așa capul la 180 de grade. Avea caimac pe aici, curgea cafea din gură. S-a uitat la mine și a făcut, ei, așa da? Și zic că e așa, la ce mă, că mâncăm cafea, ce e așa? S-a uitat la mine și zice, dacă ne nășteai în Dubai și erai șeic, mi-ai fi cumpărat un hotel. Și am fost, bă, eu arăt așa rău în România, unde nu sunt mari pretenții. Adică în România, dacă ai ursulezi din 98 și porți blugi din aia skinny, ești ok. În țara în care chestiile astea sunt ok, eu m-am născut gras cu Logan. Băi, eu dacă mă nășteam în Dubai, mă nășteam maxim, da, maxim, cămilă, ești de bună la cap.
Maxim mă mulge că am sânii lăsați. Nu înțelege, nu înțelege chestia asta. Nu înțelege că n-am bani. Ceea ce nu e greu dacă vă uitați puțin la mine. Și o să vă dau un exemplu ca să înțelegeți și voi. Acum ceva timp a trebuit să mergem la o nuntă, la prima mea nuntă la care am fost invitat. Eu am mai fost la nuntă să servesc. Niciodată invitat. Și a trebuit să-mi cumpăr costum, pentru că eu n-am avut niciodată costum. Și mi-a zis că știa un magazin foarte ieftin. În cel mai scump mall din București. Eu cum sunt de la țară și la mine la bazar să zicea mall, am zis bine, hai cât de rău poate să fie. M-am urcat la mine în Logan, am ajuns la mallul respectiv. Am ajuns la magazinul ăla ieftin. Când am intrat în magazin, am crezut că am mai intrat într-un mall. M-a lovit așa o opulență peste față. A venit o doamnă la noi, ne-a întrebat cu ce să vă ajutăm. Zic baia, dacă se poate. Gagica mi-a zis nu că vrem costum. A început să mă măsoare la mâini, la picioare, la burtă aici. M-a chemat-o pe una. M-a măsurat până la urmă. Mi-a dat un costum și m-a băgat în cabină. Și am luat costumul ăla pe mine și vă jur pe cea mai sfânt, am uitat că sunt sărac. Bă, arătam impecabil. Totul la dungă. Niște ciocate strălucitoare în picioare. Cravată. Batist aici. Un sacou negru metalizat, ziceai că sunt BMW. Audi, Mercedes, ce vrei voi, că trebuie să zic mai multe. Bă, dacă ieșeam afară să urca cineva în mine, impecabil arătam. Am ieșit acolo lupul după Wall Street. Atitudine, piept în față. A venit gagica mea la mine, că vai iubire ce sexy ești, ce bine stă. A pus aici mâna pe mine, zis, pleacă dracu că mă șifonez. Hai tu dialog cu mine, pitica dracu, nu vezi cum ești îmbrăcată. A venit caserița la mine, mă întreabă, deci, îl cumpărați? Zic, bineînțeles că îl cumpăr. Face foarte bine, 5.000 de lei. Atunci mi-am dat seama de 5 de batiste, să șești lacrimile după ce zice prețul, știi? În capul meu era, oare să poate în cafea? N-am știut ce să zic și tot ce mi-a ieșit pe gură a fost cât? Asta când m-a văzut așa mirat și a văzut că am și fața asta de țăran, a ținut să precizeze 50 de milioane. Zic, da mă, nu că asta era problema, că nu știu eu banii, nu că nu i-am. Ce bine că a rezolvat-o, dăm două. Zic, poate să vezi și lemon, dovenești că tu nu i-am, ești de bună la cap. A venit gagica mea la mine, face, hai, cumpără-l că nu e așa scump. Nu e așa scump? Asta ai zis, nu e așa scump? Eu conduc Logan. Loganul meu e 56 de milioane, cu costumul în el 56 de milioane și nebună la cam, nu e așa scump. A venit iară caserița la mine, mă întreabă, deci, rămâne? Zic, da, rămâne aici, mă, în el. Asta rugea de mine, ai cumpără, caserița mă întreba, rămâne? Și a fost, bine, îl iau. Am sunat-o pe bunică, mi-a făcut ce areu. Sunt singurul prost curat la costum. Când am plecat acolo, gagica mi-a stat în porbagaj, costumul în față. Țipa de acolo, din spate. Face, hai, lasă, că doar pe ăsta le-i. Zic, păi să fii sigură, că e doar de dus. Eu la mine, la mormântare, vreau să plângă bocitoarele alea, că îngroapă costumul, nu pe mine. Și atât din partea mea, vă mulțumesc mult de tot. Bravo! Mersi frumos!